avem un subiect pe care aș vrea să-l atacăm. Sunt foarte multe chestiuni interesante legate de ceea ce se întâmplă la Hollywood. Va deveni chiar un fel de subiect de studiu în anii următori. Cazul Weinstein, un om despre care se știa, era un fel de Dumnezeu al producătorilor la Hollywood, se știa că avea un anumit tip de comportament. Bun, 30 de ani să știi că e o problemă acolo și să tolerezi și la un moment dat să iasă la iveală subiectul respectiv. Foarte interesant. Dă-te material și apoi comentă. Poliția din Los Angeles a fost chemată la casa fiicei cea mare a lui Harvey Weinstein după ce tânăra în vârstă de 22 de ani a anunțat autoritățile că tatăl său a amenințat că se va sinucide. Se pare că cei doi au avut o discuție aprinsă pe tema despărțirii de soție. La sosirea poliției, Harvey a fost văzut vorbind cu un asociat căruia i-a cerut să-l conducă departe de acel cartier, dorind să se îndrepte către centrul de reabilitare din Arizona, unde urmează un tratament în acest sens. Ready. Hold on, Harvey. Get the car. You take a picture? What for? What for? Harvey este dezamăgit de decizia soției, Georgina Chapman, de a-l părăsi, dar a declarat că o va susține pe aceasta în ceea ce alege să facă. Susțin decizia ei. Nu m-am opus când am discutat despre despărțire. Am încurajat-o să facă ceea ce îi spune inima. Știu că trebuie să facă ceea ce este mai bine pentru copii, pentru ea și pentru afacerea ei. Nu vreau să sufere mai mult decât o fac nici ea, nici copiii mei. O iubesc cu adevărat pe Georgina și sper ca într-o zi să ne împăcăm, deși acum nu cred că asta va fi posibil. Actrița Lia Seydoux, vedetă din La Vida d'El și a filmului din seria James Bond 007 Spectre, a dezvăluit într-un articol din The Guardian că a trebuit să se apere pentru a scăpa de Harvey, care pur și simplu se aruncase asupra ei. Când l-am cunoscut prima dată pe Harvey, nu mi-a luat timp să aflu ce vrea. Avea o privire libidinoasă și se folosea de puterea sa pentru a obține favoruri sexuale. Vorbea pe canapea când deodată a sărit pe mine și a încercat să mă sărute. A trebuit să mă apăr. E mare și gras, așa că a trebuit să-mi folosesc toată forța să-i rezist. Am plecat din cameră extrem de dezgustată. Lia susține că după aceea l-a mai întâlnit pe Harvey și la alte evenimente și deși nu a încercat să o mai agreseze pe ea, l-a văzut încercând aceleași tehnici pe alte fete tinere, în general actrițe noi. Seydoux a mai spus că Weinstein obișnuia să se laude frecvent cu numărul uriaș de femei cu care s-a culcat, multe dintre ele fiind din breaslă și cel mai probabil forțate în același mod. Actrița Cara Delevingne a povestit la rândul ei că Harvey Weinstein, pe care l-a urmat cu reticență în camera lui de hotel, i-a cerut să sărute o femeie care se afla acolo și a încercat să o sărute pe gură, dar de asemenea a reușit să plece la timp. Nu doar femeile îl acuză pe Harvey Weinstein. Actorul Terry Crews, un fost jucător de fotbal american, recunoscut în mediul online, că a fost agresat sexual de un producător de la Hollywood. El a povestit că acesta s-a dezbrăcat în fața lui și a soției lui și a început să facă gesturi neadecvate. Cei doi erau șocați, dar au decis să nu meargă totuși mai departe în a-l denunța pe producătorul în cauză. O reacție a venit și de la Hillary Clinton, care a primit donații în campania electorală de la producător. Fostul secretar de stat american se declară dezgustat și șocat după ce a aflat despre acuzația de hărțuire sexuală. The courage of these women coming forward now is really important. This has to be a wake-up call and shine a bright spotlight on anything like this behavior anywhere at any time. Hillary Clinton a subliniat că nu există posibilitatea să returneze donațiile de campanie ale acestuia, dar dă asigurări că va folosi banii în scopuri caritabile. Academia de Film Americană s-a sesizat în acest caz și a anunțat că va avea o întâlnire extraordinară. Trei actrițe îl acuză pe Harvey Weinstein că le-ar fi violat, alte 13 că le-a hărțuit sexual sau că le-a făcut avansuri. Da, e o listă lungă despre care vom vorbi, o listă de actrițe, în special actrițe, bineînțeles, și fotomodele, persoane cunoscute sau mai puțin cunoscute în momentul în care l-au cunoscut pe Harvey Weinstein. Trebuie să vă spunem că ni s-a alăturat Cătălin Berenghi, care îi mulțumesc foarte mult, avem o poveste incredibilă. Bună seara și bine v-am găsit. Pe care o vom detalia în câteva momente. Pentru a puncta scandalul Weinstein, că nu putem să-l lăsăm așa, de ce acum? De ce a apărut acum? Având oarece legătură cu filmul, să spunem așa, și petrecând perioada mai lungă la Los Angeles, în universitatea de acolo, de film, povestea asta cu Einstein se știa de 20 de ani, cel puțin. Era un tip care crea vedete și crea și mari filme. Paul Mountain, făcut la Castel Film, produs de Harvey Weinstein. Și de Miramax. Miramax, companie făcută de frații Weinstein, care Miramax practic însemna, nu mai țin minte exact, numele mamei și a tatălui celor doi frați.
Deci e o poveste foarte, e de discutat foarte mult și eu cred că pentru subiectul ăsta o să trească să ținem o emisiune, cel puțin o mare parte dintr-o emisiune viitoare, pentru că a trata-o simplist este, întrebarea se pune, cum se spune, aici e o discuție foarte dificilă, vorbim bărbat-femeie, da, suntem mai. E, se știa, toată lumea știa, deci de 20 de ani toată lumea știa că poate exista o astfel de situație. Au mai fost tentative de a scoate la iveală? Nu în cazul ăsta. Harvey Weinstein este unul dintre, probabil, cei mai mari producători, sau mai bine spus, oameni care au știut să facă marketing pentru a câștiga Oscar sau câștiga premii, pentru a crea, nu l-a apărat aici, doar vă spun cine era el. Deci un film preluat de frații Weinstein, sau produs de ei, și sunt o grămadă, de la Seven, la ce vreți noastră, filme de referință, doar dacă dă cineva căutare pe Google o să-și dea seama imediat despre ce e vorba, dar avea această slăbiciune. Uh-huh. Acum, se știa această zi. Ce caută o fată de 20 de ani la el în casă? Sigur, cum zic americanii, no means no. Deci fata poate să intre, e invitată, dar există un risc, intri pe proprietatea omului. Acum, ce înseamnă masajul, că e într-una dintre, că ea a vrut să-i facă un masaj, n-am vrut să-i facă un masaj, nu știu. Angelina Jolie zicea că i s-a propus un masaj, să-i facă un masaj. Angelina Jolie, cu tot respectul, este fata lui John Voight. John Voight, care nu este un oarecare de la Hollywood. Și nici Lea Seydoux, care e dintr-o mare familie din Franța. Asta spuneam, că trebuie să intrăm într-un subiect mult mai și n-aș vrea să îl tratăm și avem șansa să avem lângă noi pe Cătălin și eu cred că povestea lui este pe atât de cutremurătoare pe cât de interesantă și merită discutat. Da, deci să lăsăm discuția pentru o altă dată și chiar ar fi păcat pentru că sunt foarte multe aspecte.